foștii miniștri Daniel Funeriu, Cristian Diaconescu și Sebastian Lăzăroiu, actuali consilieri ai președintelui Traian Băsescu, s-au întâlnit joi cu 40 de sălăjeni membri ai Fundației Mișcarea Populară Organizația Sălaj. După ce au ales conducerea filialei sălăjene, proces elaborat care s-a bazat pe analiza CV-urilor depuse de către simpatizanții Mișcării Populare, cei trei consilieri s-au întâlnit preț de câteva minute și cu presa locală. Întrebat de reporterul Regio TV dacă în viitorul apropiat se vede un lider al opoziției, fostul ministru de externe Cristian Diaconescu a refuzat să dea un răspuns fiind vizibil deranjat. Domnul Diaconescu, în principal, vă vedeți un lider al opoziției? Nu, că nici n-a avut vreo legătură actuală această întâlnire cu întrebarea pe care o poziționez. Să zicem atunci după înființarea Partidului Mișcarea Populară. V-am răspuns la întrebarea altă întâlnire. Este plauzibilă o candidatură a Elenei Udrea din partea Mișcării Populare la prezidențialele de anul viitor? Nici această întrebare nu are legătură cu întâlnirea.